Săptămâna aceasta, în partida disputată pe teren propriu în compania echipei Tomis Constanța, CSU Medicina Târgu Mureș a pierdut categoric cu scorul de 0-3. Jocul a contat pentru etapa cu numărul 21 a diviziei A1 la volei feminin. Partida a fost mai lejeră pentru voleibalistele constanțene, care au venit la Târgu Mureș într-un tonus de favorite, fapt ce s-a și adeverit. În urma acestui rezultat, Tomis Constanța nu mai poate pierde locul 2, iar CSU Medicina Târgu Mureș va evolua în play-off în compania celor de la CSM București, care va rămâne ocupanta locului 4 în clasament. Dezavantajul este de partea noastră, primul meci urmând a se juca pe teren advers. În ultima etapă a sezonului regulat, fetele vor evolua la Iași împotriva Penicilinei.